Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, că mă ajută tare mult. Vreau să încep de data asta cu Ana și Mihai, care, deși sunt cuplu, eu îi văd foarte reținuți, mai ales pe ea. Se contrazice, spunând că îl place, dar totuși e foarte, aș spune, rece așa cu el. Nu seamănă deloc cu o fată îndrăgostită la început de relație, cum se presupune că ar fi. Nu este. Și chiar voia să dea înapoi. Da. A vrut să dea înapoi ca să nu se supere Mihai sau să nu se supere fanii lui care i-au trimis scrisoare. Ea știe despre ce-i vorba în scrisoare. Și l-a văzut pe el că era foarte supărat, parcă a și plâns. Așa că voia să dea înapoi, să întrerupă cuplu sau cine știe ce mai avea în cap. Stând de vorbă cu el, s-a schimbat și a ajuns la concluzia că nu o să mai dea atenție scrisorilor, nu o să facă ce zic fanii. Cu toate că fanii le trimite cadouri, îi votează și spuneau că sunt un cuplu atipic, foarte atipic. Dar au promis că o să evolueze și o să se schimbe, să devină și un cuplu normal. Pentru că am văzut în alte sezoane cel mai rapid cuplu, sau unele dintre cele mai rapide în alte sezoane, a fost Dima și Sabrina. Foarte repede s-au declarat cuplu. Bineînțeles că au fost eliminați, nu știu de ce au fost, din cauza lui Dima, dar s-au căsătorit. Afară sunt foarte bine împreună. Deci mai să fac minuni și la Casa Mireasa, dar nu de fiecare dată. Veșnica nemulțumire, curățenia. Asta a fost în toate sezoanele, chiar și în sezonul nostru, normal că și în sezonul nostru, mamele nemulțumite de fete. Nu fac curat, nu gătesc, sunt unele doar care fac curat, aceleași, mereu aceleași, altele nu se amestecă. Așa că s-au hotărât mama săptămânii, fata săptămânii, a făcut ședință cu celelalte și au făcut o listă care cum să facă curat, mai ales că o să plece din mame, o să rămână două mame, următoarea e doamna Petronela care pleacă, așa că o să rămână mai puține mame și în sezonul nostru rămăsesem eu cu Mirela la un moment dat, ultima lună, doar noi două. Așa se întâmplă, mamele nu au importanță dacă pleacă, adică nu plătesc nimica. Cele care lucrează în străinătate, vă dați seama că nu pot sta mai mult de o lună, n-au cum. Ai un servici, n-ai cum să-l lași. Eu când am venit la Mireasa, mi-am lăsat serviciul. Și mama lui Sorin, nu doar mama lui Sorin, și mama lui Sorin și celelalte mame au vorbit, în afară de curățenie, au vorbit și alte lucruri despre fete. Era cam supărată că nu-l plac fetele pe Sorin, deși un băiat la locul lui. Nu-l plac. Știți că în ziua de azi fetele preferă din ăștia, cum le zice, bombardieri, băieți răi, de fapt. Nu ar vrea să aibă un băiat de casă, cum e Sorin. Apoi alte mame au comentat despre test, când a zis cum să stai o viață întreagă cu același bărbat. Ea chiar a zis lucrul acesta, pentru că am auzit și eu, cu toate că a negat în emisiune, a spus că nu a zis. Bineînțeles, nu s-au mai căutat materiale, pentru că a fost acum câteva zile, dar a zis. Care ați urmărit, cred că ați văzut, să stai o viață întreagă cu același. Dacă este iubire, stai. Stai și o viață întreagă, pentru că cuplurile care sunt solide, în moment ce faci copii, ai nepoți, te apuci, te desparți, că te plictisești, dar n-ai cum. Unde există iubire, există. Și foarte deranjată Tess, pentru că a fost comentată de mame. Da, ar fi vrut să nu-și dea cu părerea pe tema asta. Apoi a început o adevărată discuție pe tema asta, foarte indignate unele dintre ele, chiar au stat de vorbă, Tess era cu gura mare, păi ce, nu pot să mă mărit așa la comandă și foarte multe nemulțumiri, că ea are traume.
are traume din familie, cine știe ce traume avea, dar are, că așa după cum am văzut eu că era de revoltată, sigur are. Și până la urmă a rămas tot cum a vrut ea, pentru că nu poți să te pui cu Tess. Și mie e mai simpatică în ultimul timp, pentru că la început nu suportam deloc, începuse cu pretențiile ei, dar cum am mai văzut pe Facebook, ce ceri și ce primești, ce pretenții a avut ea de la un băiat, și s-a pricopsit cu Robert, care nici de unile n-are, nici n-arată bine, nici mai frumușel era Bogdan. De-aia spunea că îl place foarte mult și am văzut că îi acceptă niște condiții, că îi acceptă, n-ar trebui. O dată să trăiască ea la realitate, el am văzut că așa mai ezită. Iar mamele, pentru că o să plece și o să mai rămână puține mame, au început să comenteze de fete că fiecare să-și spele farfuria. Asta e greu, pentru că dacă vin în bucătărie cu farfurie sau cu un pahar sau cu o cană, cu orice în mână și nu e nimeni, lasă în chiuvetă. Nu se știe cine a lăsat, nu se știe. Doar dacă n-au cană personalizată, cum am văzut și la noi, cum cred că au și acum, nu știu încă, dacă n-au început să primească încă. Și până la urmă s-au pus de acord să facă două echipe, una dimineața și o echipă după masă, și au început să împartă fetele care cum, ca să fie curat în casă. Chiar zicea una dintre ele, nu mai știu care fată, spunea, păi dacă să facem fiecare zi, de ce să mai facem curățenie generală? Mie mi se pare că mai ușor a fost în sezonul nostru. Eu făceam în fiecare zi la bucătărie și când era nevoie și în living, dar curățenie generală făceau marța și vineri. Erau camera 1, camera 2, foarte simplu, fără câte fete erau, dacă erau mai puține, că mai spre sfârșit rămâseasem o dată cu 5 fete, în camera 2 erau doar 2, normal că eu și cu Mirela ajutam. Normal. Așa, până la urmă, s-au înțeles între ele, au făcut tabelul și toată lumea fericită. Cum spuneam, Robert și Tess, foarte multe explicații. Ce a vrut ea să zică când a zis de prieteni? El gelos pe, cum a zis și Tess, pe ceva ipotetic. Tess ar trebui să-l lasă în pace, pentru că nu-i un băiat bun pentru ea. Ea e o fată și o fire libertină, chiar e libertină și foarte bine. Păi s-au dus vremurile, a trecut evul mediu de mult, nu poți să mai faci ce zici. Cum adică să faci ce zici bărbatul? Cum adică? Să facă bărbatul ce zici tu, lor nu le convine, nu? Ea chiar spunea de prietenie cu bărbați, dar de dragul lui ar fi renunțat și la asta. Și chiar nu-i înțelege geloziile și nu-i le înțeleg nici eu. Pentru că nu e nimic sigur, nu se cunosc afară, doar în casă. Și ea, după ce a vorbit cu Robert, a ieșit afară și s-a năcăjit la fete și făcea, nu mai pot, nu mai pot. Dar ați văzut? Când a ridicat puțin vocea și a spus, Robert nu ridica tonul, adică a început să îi comande. Foarte urât din partea lui, nu știe să poartă cu o femeie, e clar. O să se convingă de el. Da. Și chiar așteaptă multe explicații. Da. Iar chiar nu mi-a plăcut în emisiune când i-a luat mâna în timpul discuțiilor ce aveau acolo, i-a luat mâna la o parte. Până și prezentatoare a observat. Că de asta spunea și ea că nu mai suportă tot subiectul acesta. Pentru că el e foarte limitat în discuții. Nu prea are. A găsit subiectul ăsta, gata pe el. Altceva nici nu are ce să discute. E foarte limitat. Și ea spunea că îi place să ducă pe la festivaluri, că ce vorbește ea cu prietenii? Vorbește și de muzică. Ce ar putea vorbi altceva? Și a și spus Tess că prietenii ei, băieții, au relații, normal. Și ea avea un râs așa nervos, pentru că nu știa cum să se manifeste. Și mai spunea că n-are o relație loială. Mai bine. Apoi iar spunea ea în continuu, nu mai pot, nu mai pot. Păi cum să mai poți când auzi așa lucruri urâte din partea lui? Chiar urât. Ce a făcut a fost un lucru urât. Bob, continuare de Robert și de Tess. Asta de vorbă cu Raluca, mai erau și alte fete, dar Raluca era lângă ea și zice, Raluca, n-aș vrea să fiu în locul tău. Păi cine ar vrea să fie înlocuit? Dar poate să termine cu el.
după ce a vorbit cu fetele, am văzut că a plecat, a rămas singură, a vrut să se mai gândească la... Are ea, are el ce să mai gândească. Dar i-a zis multe lucruri, că de asta ziceam că nu-i frumos din partea lui, că e imatură, că parcă e la grădiniță, așa cum făcea ea când a făcut sceneta aceea. Și... cum v-am spus, ea chiar spunea că vrea să facă niște compromisuri, să nu mai meargă la festivaluri, să nu mai aibă prietenii băieții, chiar se gândea să șteargă și pozele de telefon, cu toate că ce vină au pozele. Pentru că Robert nu înțelege prietenia între fată și băiat. Eu v-am spus, există. Eu am prieteni bărbați, să știți. Și aici, în Rodos, am prieteni bărbați. Am avut și când eram mai tânără, am avut prieteni bărbați. Toată viața mea am avut. Deci există, care nu crede problema lui. Întrebat fiind dacă o place, a spus că da, dar mai are ea scăpări. Ce scăpări are? Mi se pare foarte ok ea. Dar până la urmă au rămas ca o să se mai cunoască. Să se mai cunoască, adică ce? Să se mai certe? Nu, nu-l plac. Nu-l plac deloc pe Robert. Cu toate că a venit el cu atâta reclamă, că are pătrățele, că face sport, că e antrenor de fitness și toate astea, degeaba. Aici, în cap, nu are nimica. Din moment ce face scenele acele de gelozie, așa, fără motiv, fără niciun motiv, pentru că nu i-a dat un motiv. A și spus că e gelos doar când are motiv. Dar el a făcut întâi scenele și după aceea să găsească motivul. Eu așa văd, voi cum vedeți. Fetele au avut un task. Fiecare trebuia să facă câte o mămăligă și să pună un simbol. Să nu mai scrie numele, cred că, sau cine știe. Și apoi să prezinte la cameră simbolul și să spună, sunt cu tare și simbolul și mâncarea care o trebuie să facă, mămăligă cu brânză, cu ouă, cu varză, cu ce au mai făcut. Iar băieții să jurizeze. Așa că au început să gătească, s-au distrat foarte tare, unde-i sarea, unde-i gratița, unde-i asta, au gătit repede, repede, una striga, nu mi-ajunge timpul. S-au amuzat, a fost frumos, mi-a plăcut, apoi când au terminat, în sfârșit, au aranjat acolo frumos și chiar spunea Diana că ea n-a făcut niciodată mămăligă, Alex ca băiatul săptămânii, după ce au jurizat, a luat farfuria care i-a plăcut, a fost a Dianei din întâmplare, ea zice că e cea mai bună, ea a zis că un secret, că a băgat-o la cuptor cu niște brânză ca să topească. Am să fac și o rețetă asta, bineînțeles, fără brânză, pun eu altceva, brânză de asta de tofu, că eu vegan fiind nu mănânc brânză. Așa că a spus că ea, Diana, a câștigat un date afară, bineînțeles, la călărie undeva, în București, bineînțeles, așa, și l-a ales pe el. Pentru că i-a zis doamna Simona, chiar dacă e blocată de Alex, poți să aleagă la task, poți să aleagă și pentru date alt băiat, dar nu, a vrut să-l aleagă pe el, pentru că mai vorbește cu el, pe el îl cunoaște, dacă ar fi fost cu alt băiat, n-ar fi avut așa subiecte. Ei, s-ar fi găsit. Task are loc chiar vineri, înainte de gală, bineînțeles. Iar în încheiere a urat drum bun doamnei Petronela, care pleacă, pentru că așteaptă TikTok-ul sau cine știe ce, cred că pleacă undeva din țară, chiar nu mi-amintesc unde pleacă, nici n-a spus. Așa că o să plece și o să mai plece, mi se pare, mame. A fost un sezon în care au venit multe mame și au plecat așa, au mai plecat din ele. Dar, cum ziceam, nu poți să lași serviciu pentru un concurs ca Mireasa, nu se merită. Eu am lăsat și să știți că nu s-a meritat. Iar Gabriel și iar băieții râd, Gabriel. Deci, Raul de data asta a intrat în conflict. Subiect important n-a fost. Eu cred că doar așa să râdă. Ca să râdă, găsesc subiecte, să râdă de Gabriel. Că au ajuns de râsul lor. Ce să fac? Așa știe să comporte. Și băieții ca băieții și tineri trebuie să găsească pe cineva. Chiar i-a zis Raul, du-te vezi de treaba ta. S-a supărat Gabriel, cu toate că mai târziu a zis că nu e supărat pe el, dar atunci, în clipa aia, s-a supărat. Și i-a și zis că e prost.
Da. Și mai spunea că vrea să facă subiecte. Apoi a fost ceva foarte comic, că te scul la mama, exact ca la grădiniță și la clasele primare, când era ceva, copiii mă duc și te spun la mămica. Și zicea Raul că respecte pe mama lui. Păi normal, că mama lui, femeie în vârstă, nu poți să zici că nu o respecti. Măcar așa, că dă bine la televizor. Și s-a dus pe la urmă la mama lui și i-a spus și zice, doamna Ioana, dar ce are? Ce are? N-are nimica. Chiar i-a zis că nu a fost nimica serios. I-a explicat. Apoi, bineînțeles că s-au împăcat, normal. Din moment ce n-a fost ceva serios, așa ca între băieți, s-au cerut scuze unul altuia. Dar ce am vrut să subliniez, tot timpul Gabrielii la mijloc, pentru că chiar nu știe să se comporte în comun, la trai în comun, nu e adaptat și nu știe pur și simplu să se comporte. Să mai zic că nu știe să se comporte cu o fată. Nu știu ce fel de relație a avut timp de 5 ani, sau poate nu era așa. Știți că eu am găsit niște publicații în care scria că a fost dependent de substanțe de astea interzise, că a fost violent cu mama lui și toate astea. Cât îți de adevărate, nu pot să știu, dar ceva e real, pentru că nu putea inventa totul, nu? Mai ales să dea în ziar și să se vorbească de altceva. Și Viperele Vesele au spus despre el același lucru, doar că eu știu că Viperele Vesele spun întotdeauna lucruri reale. Să vorbim puțin despre Stelian, care în afară de aspecte și principii, nu știe. Aceste două cuvinte le repetă în continuu, că deja nu mai suport să-l aud. La o întrebare care ar putea răspunde cu da sau nu, chiar i-a tras atenția una dintre prezentatoare, el face un roman. Mor cu oamenii ăștia. Mor. Vrea să arate, să ne arate nouă cât el de deștept, dar uite că nu-i prea reușește, dimpotrivă. Arată cât e de deștept, dar noi înțelegem cu totul altceva, pentru că dacă ar fi într-adevăr deștept, inteligent, așa cum se crede, n-ar face asta. Ar fi simplu, un om simplu, simplu e deștept. Nu știu ce a făcut el, a jignit pe cineva, a vorbit ce n-a trebuit și l-a certat Simona Gherghe și el a zis în regulă. Așa, serios, îi place lui să-și aleagă cuvintele. Apoi a zis, știu ce am zis. Păi normal că știi ce ai zis. În urma task-ului cu sfoara aceea, a avut un date cu Ramona în afara casei. Au fost la cafea, au stat de vorbă. Chiar a stat de vorbă foarte mult cu ea. Și se pare că, cu toate că și mama ei și mama lui nu sunt de acord cu relația, ei vor să continue, dar nici să se declare cuplu. Nu vor. Este bine așa. Și mie, cum să zic, eu n-am nimic împotriva lui asta. Părerea mea asta e. Chiar îmi place că nu renunță așa ușor, cu toate că el a zis că ține cont de părerea mamei, dar face ce vrea el. Da. E bine că dacă i-a tras de Ramona, să continuă cu ea. Să nu pună botul, am văzut că nu pune, dar nici nu e 100% sigur că vrea să facă o familie cu ea. Apoi reproșa Ramona când mai lipicioasă ca înainte, că s-au răcit unii de alții în urma telefoanelor. Și au început să se întrebe reciproc defectele, ce au ei așa mai rău. Bineînțeles, n-am găsit prea multe. Doar asta a fost cel mai, că e frumoasă, a spus că e frumoasă normal și că mie nu mi se pare așa frumoasă, dar nu trebuie să mi se pară mie. Trebuie să-i placă lui, nu mie. Știu că ea a fost lipicioasă, că așa s-a lipit și de el. Și chiar zicea că s-abține foarte mult ea, dar și el nu se mai sărută pentru că nu vor să respecte regulile. Asta iar e bine. De ce să respecti niște reguli care nu le-ai făcut tu? Eu nu înțeleg pe ăștia cu staful. Te săruți, gata, hai la cuplu. Dar totuși sunt niște reguli. Apoi ea spunea că s-a mai îndepărtat să nu-l deranjeze. Și au ajuns la concluzia că încet, încet vor să se descopere, să afle cât mai multe unul despre altul.
Asta iar e un lucru bun, că așa și trebuie, dar că n-ar vrea să-și adă 4 luni în cunoaștere. Păi nu au cum să-și adă 4 luni, pentru că, știți, o să-i trimite să logodească, apoi să pună actele, dar prezentatoarele zice, nu, că nu vă oblig, dar intră la eliminare care sunt fără cuplu. Asta e tot un fel de obligație, dar așa mai finuță. Și zicea ea, mi-a plăcut acest day cu tine și zice, lasă că o să mai câștig task-uri ca să mai ieșim de mai multe ori. Iar o place fizic, zice. Place fizic. Și ea îl place fizic. Eu cred că e mai mult de atâta. Așa cred eu. Eu cred că ea îl iubește. Așa cred eu. Nu mă uit la ce zice, nu mă uit, nu s-au declarat, nu mă uit la asta, dar mă uit la privirea lor, la privirea ei când se uită la el, la asta mă uit eu întotdeauna. Și nici lui nu e chiar indiferentă, cu toate că s-abține foarte tare cu principiile lui pe care le-a enunțat și le-a încălcat de câteva ori. Și ei se vor unii pe alții, dar cum Stelian are principii, trebuie să ține cont și de părerea mamei. Voi ce credeți? Ce ar fi mai bine să fac în caz că, adică nu, sigur să plac și să iubesc, asta e clar. Să țină cont sau nu de părerea mamei? Vreau să răspundeți. Să vorbim puțin și de Alexandru din Republica Moldova, care nu se mai suportă în casa mireasa, e totul plictisitor, aceleași întrebări enervante, aici are dreptate, să știți, da. Ați văzut că a blocat-o pe Diana și pe Alexandra. Pe Alexandra a zis că a blocat-o să nu se supere fetele, pentru că ea oricum e în cursa de eliminare. Și dacă tot e în cursă, nu are nicio importanță, că Alexandra oricum nu vorbește cu nimeni, nu e interesată de nimeni, abia vorbește și cu fetele. Așa că dacă a blocat-o pe Diana, trebuie să vorbească decât cu ea. Și ei au un date, da? Au un date, unde au date-ul? La călărie. Și chiar a specificat prezentatoarea că o să se supere, o să supere. Da, într-un fel, Ana, pentru că ei plac cai, ea trebuia să ducă acolo, că Ana e în mediul ei la cai. Și așa că o să meargă cu el, l-a ales, ea trebuia să aleagă un băiat că a câștigat task-ul acela cu mămăliguța. Mămăliguța cu clucașa, aș spune eu, cu toate că ea a zis că nu a mai făcut mămăligă, că nu știe, că și a ieșit cea mai bună, că a avut un secret care l-a spus, că a pus-o la cuptor cu brânză. Așa că cei doi cred că s-au dus vineri dimineața. Au făcut deja date-ul, dar o să-l vedem în gală. Și, pentru că e vineri, urmează gala. Sunt foarte curioasă, pentru că sunt deja 2 fete în cursă de eliminare, să vedem care dintre ele va pleca. Eu cred că Alexandra, că ea e pierdută în casa mireasa. S-a trezit acolo și nu știe care-i treaba cu ea. Ea chiar nu știe. Poate cealaltă, Andrada, o să aibă vreo șansă. Mă gândesc, poate. Vom vedea. Cam asta a fost până acum. Vă doresc o zi plăcută în continuare și la revedere!